Am revenit, stimați telespectatori. Dacă tot am vorbit de profesia dumneavoastră, doamna Anghel, care este cel mai frumos aspect al profesiei dumneavoastră de dascăl? Pentru că de la Spirul Haret încoace, când dascălul a devenit apostolul neamului, în societatea aceasta, îi spun eu, fără ghilimelele de rigoare, pentru că eu așa cred că este mai ticăloșită, mai... Dascălul și-a cam pierdut, s-a cam pierdut așa în peisaj și nu mai are tragere de, cum îi zice românul, tragere de inimă să predea. Deci, cum vedeți dumneavoastră cel mai frumos aspect al meseriei pe care o săvârșiți dumneavoastră? Și care este acest aspect? Da. Într-adevăr, ce ați subliniat dumneavoastră, așa este. Dar, până la urmă, cum spuneam înainte de pauză, că noi ne facem meseria noastră să pară. Chiar dacă unii au dat un pic mai jos această meserie de profesori și profesorul nu mai are nu se poate impune, nu are toate pârghiile de a-și impune cum era înainte, dar noi, ca și dascăl, așa cum am spus, poți să-ți faci meseria în așa fel încât când ești de la clasă să tragă copiii de tine și să zică mai stați în clasă. Asta e un sentiment extraordinar. Asta voiam să... Când mai mare mulțumire că asta ce mai vrei. Da, când trag copiii, când vrei să ieși în pauză, să bei un pahar de apă sau altele și copiii să... Da, aici de ce e așa? Da, aici acum? Da, aici acum? Îți face plăcere și astfel de lucruri nu se întâmplă decât să te apropii de copil. Sunt copii necăjiți, sunt copii care au nevoie de un sfat, sunt copii care n-au nicio legătură cu arta, cu ceea ce predau eu. Dacă vorbești cu el, cât te deschizi, că îl simți aproape, el se apropie de tine și nu face decât... Adică lucrul ăsta, că nu l-am învățat eu, care sunt în ziua aia culorile calde, n-are nicio importanță. Importantă că m-am apropiat atât de mult de copil încât când ies pe ușă, el să nu mă lase. Asta e bucuria mea cea mai mare ca și dascăl, ca să fiu aproape de copil. Că poate el, peste un an, doi, să uite de ce l-am învățat eu la școală. Cum trebuie combinat verdele cu roșu, cum trebuie făcut celelalte. Dar faptul că am stat și l-am ascultat sau i-am dat niște sfaturi, mă gândesc că peste ani o și le aduc aminte și o să-mi zică profa aia, cum e vorba, mi-a spus lucrurile astea. Cred că ăsta e cel mai important lucru. Ca să știi cum să te apropii de un copil, de un elev și să-l ajuți să depășească anumite lucruri sau să-l impulsionezi să facă ceva mai mult decât a făcut până în momentul ăla. Ce face Nadejda Anghel când îi vine dorul de Basarabia? Să știți că când ați pomenit la începutul emisiunii, în 97, când am venit în România, nu erau încă mobile sau dacă erau noi, nu aveam încă acces la ele. Și legătura mea cu părinții era la o lună de zile, o lună jumătate. Pentru că trimiteam o scrisoare, se ducea în două săptămâni, ajungea, în aceeași zi mama scria, o punea la poștă și îmi trimitea înapoi iar două săptămâni. Era ca la război. Era, da, ceva de genul ca la război, pentru că era... E țară diferită și până trece vama, până cred că o citesc, nu o citesc. Și mai era un telefon la poartă care ni se permitea să fim sunați doar în weekend și era foarte scump. Și părinții mei nu ne permiteam atunci, nu își permiteau ei să mă sune pe mine pe fix, că era iarăși dintr-o țară în alta, și foarte scump. Acum când aduceți aminte, vorbiți trei ori la telefon, nu? Nu, acum vorbim în fiecare zi că există atâtea mijloace de comunicare încât știm fiecare ce am făcut azi de dimineață până seara. Exagerez așa, dar vorbim, săptămânal ne auzim prin diverse... Și totuși nu călcați pământul. Vă vedeți că cum mi-aș vedea eu copiii pe WhatsApp sau pe web din... Asta spuneam, că la început, adică Italia, a fost o perioadă foarte dificilă.
Acum este mult mai ușor. Dorul din Basarabia mi-l alin atunci când vorbesc cu frații mei și cu părinții mei. Ăsta este, nu am altă... chiar dacă este aproape, eu merg, nu știu, odată la 2 luni, la 3 luni, merg acasă. Nu eu să nu merg cu Ani. Asta a fost cândva când nu mergeam cu Ani. La început, când era foarte greu, cu banii, cu salariile, cu sau cel puțin părinții mei, trebuie, ca să vină în România, trebuia să-și deschidă viză, iar viza trebuia eu să le trimit așa un dosar de hârtii de la Roman ca să își pună ei dosarul la ambasada, trebuia să aștepte nu știu câte săptămâni ca să obțină viza și apoi să vină încoace, deci era un tamtam mult mai... Acum numai buletinul. Acum numai buletinul, cartea de identitate și atât. Deci nu am înainte aveam acest sentiment. În ultima perioadă, în schimb, nu prea mai simțit acest dor, să zic așa, că îmi este foarte dor de Basarabia. Mâine vă văd pe statuia lui Roman Oșat, că sunteți romașcancă. Da, eu sunt romașcancă. Exact, da. Da, eu sunt. Cum adică, domnul Bostan, nu gândeam, sunt? Da, mă gândeam că... Cum? Sunt romașcancă. Și pentru că sunteți romașcancă, dar sunteți și basarabeancă prin ADN-ul, am să vă fac o surpriză, cred că plăcută, am să vă citesc o poezie. Și nu numai dumneavoastră, ci și telespectatorilor, care pe mine m-a mișcat. Se cheamă Basarabia de Dumitru Matkovski. La margine de lume, venit din vremi bătrâne, un plai cu dulce nume înălțător rămâne. Aici o vatră sfântă la sânul ei ne strânge și doina când se cântă, o lume toată plânge. Ne încălzește lutul, ne alină două ape, pătimitor trecutul într-un oftat în cape. O iarbă înnourată ascunde veche rana, ni soarta zbuciumată, oricând basarabeană. Avem un nuc și verde și în pragul casei crește, cu nucul nu ne pierdem, de moarte ne păzește. La prunci suntem cu gânduri și nu dorim războaie, noi semănăm pământul și așteptăm o ploaie. Basarabia, Basarabia, frate și soră, mamă și tată, Basarabia, Basarabia, scumpă icoană în inim purtată, trecută prin foc și prin sabie, furată, trădată mereu, ești floare de dor, Basarabie, ești lacrima sufletului neamului. Am să fac o completare. Aceste versuri sunt cântate de Doina și Ion Agdea Teodorovici. Da. Dumnezeu să-i odihnească. Da, Dumnezeu să-i odihnească, pentru că au luptat și ei foarte mult pentru și Grigore Vie, reîntregire, da, neamului, pentru limba română și, așa cum știe toată lumea, dacă lupți prea mult, trebuie să deranjezi pe cineva, da. Probabil că așa este regula, nu numai la noi, peste tot în lumea aceasta. Care la noi, în Basarabia, parcă e mai pronunțată sau așa o simt eu mai... Până la urmă, să știți că vedeți că și Germania s-a unit și dacă nu se poate altfel, cu siguranță vom fi uniți în momentul în care și Moldova se va integra în Uniunea Europeană. Eu cred acest lucru, pentru că lumea își schimbă mentalitățile și evoluează și asta este o problemă firească. Deci am înțeles că autoritățile române și naționale v-au ajutat în mare măsură cu bursele pe care le-ați avut atât la liceu cât și la facultate și v-ați făcut prieteni din România și eu prima dată când v-am cunoscut mi-aduc aminte că tot așa zâmbitoare v-am găsit. Erați pe vremea aceea la înființarea acestei asociații Basarabia și Bucovina. Știu că în fiecare an pe 27 martie sărbătoriți acest eveniment și este frumos pentru că suntem de același neam și de același grai și ați făcut un lucru extraordinar pentru această parte de lume. Sunt vreo 33.000 de kilometri pătrați, numai cu Transnistria, da. Cealaltă parte vreo 10.000 de kilometri, 500 ceva de kilometri, 10.500 sunt în partea Ucrainei. Dacă mâine ar fi, doamna Angel, să vă schimbați profesia, s-ar întâmpla, eu știu, să vă sugereze cineva să candidați pentru Parlamentul României, pentru Parlamentul Republicii Moldova.
că v-ați păstrat și cetățenia vasarabeană, aveți două cetățenii, ce ați vrea să faceți în mod deosebit? V-ați schimba meseria cum ar veni, să vă schimbați credința? Oh. Nu. Nu. Nu sunt eu un orator foarte bun ca să fiu politician. Așa că... Da, sunteți axată spre a face mai mult. Da. Nu m-am gândit niciodată la acest aspect, dar acum, dacă stau și mă gândesc, cred că aș face ceva tot legat de tineri, de copii, să fiu înconjurată tot timpul de oameni frumoși. Nu mi-ar place să stau undeva într-un birou și să scriu, să fac hârtii sau ceva de genul ăsta. Cred că tot în ceva legat de activități de astea în care să implic cât mai mulți oameni, să am cu cine vorbi, că dacă nu vorbesc o zi, mă năduș. Da, când am obținut cetățenia română, am păstrat-o și pe cea moldovenească, nu știu dacă o să-mi folosească vreodată la ceva, nici nu-mi doresc acest lucru, pentru că dar eu sunt româncă. Dar nu pentru asta ați păstrat-o, probabil, da. Nu, da, pentru un avantaj. Da, pentru că eu sunt româncă și, indiferent ce mi-ar spune cineva, eu pot să dovedesc și am dovedit cu acte că bunicii mei au fost români. Dar mai mult decât a dovedit prin limbă că ne putem că înțelege, ne putem, și avem câteodată chiar empatic aceleași gânduri, nu-i puțin lucru. Așa este, dar nu știu dacă dumneavoastră ați fost în Basarabia, dar în... N-am fost, două să mă invitați dumneavoastră. Da, cu mare drag. Dar mulți prieteni de-ai mei au fost acolo și s-au întors cu un gust amar pentru că se vorbește limba rusă. Asta e limba de administrație. A, da? Da. Da, e pe cale de a pleca? Probabil, eu știu acum... Adică dacă mergi la un magazin, în sate nu se întâmplă acest lucru. În schimb, în orașele mari, întâlnești la magazine, pe stradă, în piață. Da, aveți și foarte mulți filoruși acolo și da, firesc să fie așa după o ocupație de 100 și ceva de ani, că de la 1812, pentru că așa am fost noi întotdeauna, mai toleranți, mai înțelegători, mai la locul nostru, și iată că la 1812, prin pacea de la București, acel ambasador al Franței, Longeron, da, care era în slujba Imperiului Otoman și avea relații extraordinare vis-a-vis de mită și alte șpăgi, cum se spune astăzi, am pierdut acest teritoriu extraordinar, care este teritoriul românesc, și nu mai putem retrasa granițele în momentul de față, și nici nu ar fi, cred eu, benefic. Ar fi ca într-un război și pace al lui, ca în războiul și pacea lui Tolstoi, am găsit toate argumentele și pentru a declara de ce s-a întâmplat evenimentul, pentru a avea o acoperire, dar de fapt ar fi un dezastru. Da, e singur. Nu, e dureros lucrul ăsta și majoritatea dintre ei știu foarte bine românește, dar nu vor să vorbească. Mai avem cazuri și prin Covasna, Harghita, da. Cunoaștem. Așa și acolo, adică îl întrebi în română, îți răspunde în rusă, fără nicio problemă. Da. Asta e. Așa că mergem cu drag, vă aștept în Basarabia, dar să nu aveți și dumneavoastră acest impact. Nu, o să-mi iau un dicționar rusul-român sau român-rus și da, o să o descurcăm. Ați avut această experiență în momentul în care ați descins la liceul 5, la liceul de la Săbăuan și la alte licee, că probabil le-ați colindat pe toate în roman. Care a fost impactul cu profesorii din cancelarii? Ați simțit așa o anumită uitătură, chiorâșă, sau v-au primit cu brațele deschise? Nu mă tem că nu. De ce nu? Eu acum ies spre, adică e ca o, nu prea sunt modestă, dar eu mă foarte ușor mă pliez pe colectiv, pe omul cu care discut, pe
Și când am venit, nimeni nu știa, indiferent în ce colectiv am ajuns, nu știau că eu sunt din Basarabia. Doar după atâția ani, 8, aproape 10, liceu și facultate în România, accentul meu s-a dus de basarabean. Și atunci, prima dată, era numele care îmi dădea Lutenco, care îi duceau spre partea cealaltă. Uh-huh. După ce m-am căsătorit, fiind nume românesc, nu mai... Dacă le spuneam eu sau era o, nu știu, ceva care să-i ducă spre acel că eu sunt din Basarabia, dar nu, indiferent în ce colectiv am fost, că am fost și la școala de artă, că am fost și la liceu 1, că am fost și prin Bălcescu, că am fost indiferent unde am fost la ce, și la școala 1 și nu, n-am simțit aceasta că nu ești româncă, că nu ești, că ești din Basarabia, că din contră. Chiar am fost oarecum, nu știu, vai, ești din Basarabia, adică ceva, wow. Nu, eu m-am simțit tot timpul bine, indiferent unde m-am dus, n-am avut acest, niciodată un complex că sunt din Basarabia sau să-mi fie rușine. Sunt din Basarabia, sunt o țărancă din Basarabia, mândră de acest lucru și așa am să rămân tot timpul. Apropo de asta, cum răsare soarele în satul dumneavoastră? Sau cum răsărea și cum apune luna? Predimineață. Puteți să ne povestiți, doamna Angel? Pot să povestesc, dar mi-aduc aminte de tinerețe. Dacă sunteți în vârstă tare de tot. Da. Satul Ermoclia, din raionul Ștefan Vod, de unde sunt și eu, este pe două coline, așa. E... Deci pe două coline și latura aceasta a triunghiului echilateral sau cum o fi, da. El, închide Dumnezeu în sat la dumneavoastră. Da, probabil, sper așa să fie, pentru că n-a reușit să intre nicio latură rusească, nici că suntem aproape și de Ucraina, acolo la vreo 100 de kilometri. Da, poate fi, că nu m-am gândit la treaba asta. Cel mai mult a suferit bunica mea de pe mamă, care a fost deportată atunci, în perioada aia. Cum răsare soarele? Cu cântecul cocoșului, cu bucuria vederii, s-o vezi pe mama zâmbind, hai copii la școală, și iarna cu bulgările alea de zăpadă când venea din diverse, de la vecini și de la când veneam de la școală spre casă, când ne băteam atât de mult cu zăpadă și ajungeam acasă înghețați și cu hainele ude și înghețate care le puneam în picioare, stăteau așa. Luna apune Nu v-am întrebat cum răsare, pentru că era vorba de dragoste și de... Eu vă întreb cum apune. Cum apune luna? Eram mare deja, cred că, când mă gândesc la apusul lunii. Pictând. Am pictat foarte mult în perioada adolescenței, când eram atât de dornică să văd elementele astea noi, ale să descoper culorile care sunt în satul meu, și am foarte multe lucrări din acea perioadă. Deci luna apune pictând în satul Ermoclia, raionul Ștefan Vodă. Apropo de pictură, dacă luna apune pictând, ce tablou și-ar dori să picteze Nadejda Angel? Sau ce tablou ar fi vrut să picteze? Aș vrea să pictez Harta României Mare. Frumos spus. Aș vrea să pictez
România mare fără granițele alea care ne despart. Aș vrea să dau un pic timpul înapoi, prin 1918, zic un pic pentru că ar fi trebuit să fim toți și nu suntem, și să fim toți acolo, să nu ne poată despărți nimeni. Ăsta ar fi tabloul meu, cred că, care mi l-aș dori să fie, nu știu, într-un final, cu un happy end fericit sau cu un happy end fără fericit. Da. Dacă e happy end fericit, înseamnă da. Că e un pleonas, dar nu nimic. Da, da. Dacă e fericit de două, nu-i nicio problemă. Da. Ce proiecte de viitor are Nadejda Anghel în perspectiva centenarului Marii Uniri, în perspectiva acumulării valențelor din punct de vedere profesional și deschiderii unei expoziții la Muzeul de Artă din Roman? Să încep cu ultima parte. Nu știu dacă va fi prea curând o expoziție, pentru că nu am eu valoarea aia să ajung la o expoziție de artă. Legat de acest an al centenarului, dorința mea personală ar fi, evident, unirea nu știu dacă se poate face, dar să fim toți acolo, fie în Uniunea Europeană, fie, dar să nu ne mai despartă aceste granițe care mie, pe mine mă dor foarte mult când trec peste ele și stai la coadă și unde te duci acasă, dar de unde vii acasă și atunci încotro și unde... De-a lungul celor câți ani, 8 ani de când sunt în frunte de asociație, am încercat să apropiem cele două, nici nu știu cum se numesc, teritorii, România și Basarabia, cea de dincolo, prin diferite activități. Mai mult ne-am bazat pe elevi, să vină elevii din Basarabia aici la Roman, cei din Roman să meargă să vadă cum e în Basarabia. Cu aceste, să vină oameni de cultură, că au fost în Roman. Au fost, dar s-au cam ascuns, au fost pe la Hanul Cuței, au fost și Nicolae Dabija, l-au acaparat unii și... Da, 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 dar acum vreo 4 ani au fost, chiar am fost, au fost aici la Roman, la Muzeul de Științe ale Naturii, a fost o activitate tot foarte frumoasă și Dabija chiar a punctat niște lucruri interesante. Vladimir Beșleagă l-am avut, un fost deputat din Parlamentul când s-a, după 89, primul Parlament român. Încercăm să aducem oameni de cultură din Basarabia ca să știe că și acolo plânge încă lacrima română. Deci nu, chiar dacă cu suferințe, cu dureri, dar încearcă lumea de acolo să spună adevărul. Doamna Anghel, timpul alocat emisiunii noastre, din păcate, s-a cam sfârșit. Eu vă mulțumesc mult pentru faptul că ați răspuns pozitiv invitației noastre. Vă invităm și altă dată și poate ne întâlnim în decembrie, pe 1 decembrie, aici, în fața statuii cititorului Urbei Mușatine, să dansăm Hora Unirii împreună. Vă aștept cu mare drag și la altă emisiune. Vă mulțumesc frumos pentru invitație. Să nu vă uitați cuvântul, că ați zis că mă mai invitați. Da. Mi-a făcut plăcere, așa că vin cu mare drag și data viitoare. Vă mulțumesc pentru invitație. O zi bună. Și noi vă mulțumim. Oriunde ai fi și oricine ai fi telespectatorului, nu uita că te respect. Pe vinerea viitoare.